Bună seara și bine v-am regăsit la Observatorul Prahovean Live. Alături de mine, doamna Violeta Alexandru, fost ministru al muncii, în prezent parlamentarul SR. Bine ați venit, bine, doamna Alexandru. Găsit. Bună seara. De asemenea, Aurel Oprinoiu, senatorul SR, președintele Comisiei de Mediu din Senat. Bine ați venit, domnule Oprinoiu. Bine v-am găsit. Discutăm, sper să apucăm de trei teme majore. Vorbim de noua lege a pensiilor, vorbim de asemenea despre factorul de poluare, dar și despre ceea ce ar fi trebuit să fie până acum legea salarizării unice. Profit de prezența doamnei Alexandru, o să intrăm mai întâi într-o latură politică, pentru că, mă rog, este o emisiune de dezbatere electorală și sunteți amândoi candidați. Doamna Alexandru, foarte mulți nu cred că au luat contact cu informația potrivit căreia dumneavoastră candidați pentru un nou mandat din partea USR. Și vreau să vă întreb de ce ați ales USR ca și, eu știu, viitor politic al dumneavoastră? Pentru că e momentul să strângem rândurile, ca să o spun cât mai clar pentru cei care ne urmăresc, în sensul în care mai multe partide mici pe dreapta înseamnă șanse reduse de a face pragul, ceea ce înseamnă redistribuție către PSD și PNL și nu doresc să muncesc pentru ca voturile să se redistribuie către niște partide care n-au făcut nimic pentru această țară, deși au clamat stabilitatea. Eu cred că e momentul să lăsăm orgoliile deoparte. E momentul să strângem rândurile, să ne adunăm într-o forță politică reformatoare, iar această forță politică reformatoare, căreia nu îi se poate reproșa nici legături cu sistemul, nici combinații, nici pilăraie în sistemul public, este USR de departe și se vede cu ochiul liber. De aceea, din punctul meu de vedere, am fuzionat, dacă vreți, în ceea ce mă privește cu USR-ul. Eu îi cunosc pe colegii mei de ani de zile, am făcut campanie și în țară și în București, avem aceleași valori, adică mi-a fost o chestiune naturală, dar dincolo de compatibilitatea mea la nivel de persoană cu echipele USR din București și din țară, e vorba despre o decizie rațională pe care am luat-o în contextul politic actual și închei spunându-vă așa, la două partide sistem, PSD-PNL, trebuie să-i contrapui o forță politică suficient de puternică ca să balanceze scena politică. Fragmentarea în diverse partide nu înseamnă mai multă forță. Înseamnă, dacă vreți, o satisfacere a unui orgoliu de a fi șef sau de a conduce ceva care n-a reușit să capete suficientă forță, în loc să coagulăm cu adevărat o forță politică care să facă ceea ce trebuie făcut în această țară. Niște reforme din alea sănătoase care să nu se împiedice de pilărăile din sistemul public. A contat în decizia dumneavoastră faptul că USR o are la conducere pe Elena Lasconi, cea care este și candidat la președinție la alegerile de peste o săptămână? Da, a contat. Recunosc acest lucru. Sunt o susținătoare a unui tip de a face politică care înseamnă energie, dorință de a sta pe picioarele tale și a rezista în fața sistemului care te copleșește cu argumente cum nu se poate să faci nimic în țara asta. Sunt apreciativă și respectoasă față de oamenii care au experiență în zona politică, dar nu cred că e suficient în acest moment. România este, mă uit la oameni, România este într-un moment în care oamenii și-au pierdut speranța și sunt decepționați de tot ce se întâmplă în jur. Îți trebuie un candidat care să dea această speranță, energie, imagine și nu numai imagine și să facă proba faptului că reprezintă viitorul României, reprezintă ceea ce nu s-a făcut în acești ani, reprezintă următorul pas în evoluția acestei țări și da, din punctul meu de vedere, acest candidat energic, cinstit, iubitor de oameni până la urmă, lipsit de frică în a confrunta sistemul public, e și asta o chestiune foarte importantă. Când vii din sistem și ai fost toată viața în zona sistemului, foarte greu. Da. Ești credibil că poți să faci niște reforme deranjante pentru sistem. Da, a contat, ca să sumarizez în decizia mea candidatura Elenei Lasconi. Apropo de deranjat sistem, domnule senator, sunteți președintele Comisiei de Mediu și ați avut una dintre preocupările din actualul mandat, a fost aceea privind combaterea poluării. Da. Ați avut interpelări, acțiuni în teren în care ați denunțat, să spunem așa, tot felul de
jucători pe piața asta a deșeurilor de toate felurile și cred că faptul că sunteți din Prahova a contat mult atunci când, să spunem, ați avut această atitudine. Pentru că până la urmă toți trăim în Ploiești sau localitățile limitrofe, toți muncim aici și, din păcate, toți respirăm același aer. Da, prahovenii știu, sper că știu, că m-am implicat foarte mult în zona asta de mediu. În Prahova știu că am stopat un fenomen de îngropare a deșeurilor. Sunt foarte multe emisiuni și reportaje pe internet despre activitatea mea în acest domeniu. Vis-a-vis aducerea unei calități aerului propice pentru ploieșteni, am început deja să discut cu actualul primar Mihai Polițeanu despre un sistem, o rețea urbană de monitorizare a calității aerului. Sunt foarte multe inițiative legislative pe care am reușit prin negocieri să devină lege în acest mandat și aici putem vorbi de protecția arborilor remarcabil, dar cred că cea mai importantă lege pe care am avut-o în acest mandat, cea mai importantă, este codul silvic. Avem un jalon în PNRR care trebuia bifat încă din iunie. În Senat am găsit deschidere din partea colegilor și am făcut o lege mai bună și sunt mândru pentru că peste 52 de amendamente USR au trecut care fac din acest cod silvic o lege organică bună pentru protecția pădurii și evident pentru cetățeni. Și vorbim de centurile urbane, vorbim de accesul în pădure, vorbim de limitarea construirii caselor de vacanță în pădure și sunt foarte multe. Dar din păcate am găsit o deschidere suficient de mare din partea PNL, din partea domnului ministru Fechet, dar PSD în ultimele săptămâni a demonstrat că sunt protectorii hoților de lemn și o spun cu subiect și predicat fără să mă ascund, pentru că în momentul de față în Camera Deputaților această lege este blocată. Este blocată de două comisii PSD. Și aici vorbim de Comisia de Agricultură, unde președinte este președinte la Camera la Agricultură, este domnul un președinte PSD. Mă rog, nu contează numele. Nu contează numele. Contează partidul și ce îi se spune și să facă. Comisia juridică de asemenea tot cu conducere PSD, în momentul de față refuză. Este blocat. Este blocat efectiv și doresc să amâne dezbaterea acestui proiect de lege pentru ca după alegeri într-o nouă majoritate să revină la vechile metode pe care le-au folosit timp de foarte mulți ani, din păcate. Da. Domnul Alexandru, ați fost ministru al muncii. Cum ați caracteriza noua lege a pensiilor care a intrat în vigoare la 1 septembrie? Pe cine îi dezavantajează? Dumneavoastră ați avut câteva reacții inclusiv pe rețelele de socializare și aminteați de câteva categorii de pensionari care au fost practic dezavantajați în momentul în care această lege a intrat în vigoare. Dacă ne puteți spune câteva detalii despre această situație. Da, în primul rând, sigur că vă pot spune câteva ca să ne încadrăm în timp, dar aș putea spune mult mai multe și să știți că am rămas omul care răspunde și punctual pensionarilor de câte ori mă caută. Legea este o cârpeală după o fostă lege PSD-istă. Sistemul ăsta de puncte, de calculat pensia pe puncte, punctaj lunar, punctaj anual, punctaj total, nu va duce niciodată. Ascultați-mă ce vă spun, că sunt o cunoscătoare inclusiv a sistemelor, nu va duce niciodată la o pensie corectă pentru cei care au muncit. În primul rând, ca să dau doar un exemplu, pentru că în calculul ăsta pe puncte se face o raportare la câștigul salarial mediu brut, un indicator care nu are nicio relevanță pentru mine și pentru cât am câștigat eu. Eu nu sunt vinovată și nu eu trebuie să suport consecințele unei fluctuații în economie care a dus la scădere sau creșterea câștigului salarial mediu brut. Mie îmi dai cât am contribuit. Acesta este principiul pe care eu îl susțin și pe care echipa USR îl îmbrățișează. Între altele, vă spuneam că având compatibilitate pe o serie de subiecte, de aceea și afirm că nu sunt doar părerile mele. Legea dezavantajează, de exemplu, acele categorii de pensionari
care au fost afectate de schimbările repetate ale legilor, ale legii făcute tot de PSD-iști. Ei sunt cei care au modificat stadiul de cotizare în timp, astfel încât s-a ajuns la un stadiu complet de 35, iar acum l-au dus la 25 și evident, coborând, rezultă o diferență de sumă, dar tot ei îl crescuseră și îl măriseră de-a lungul anilor. Persoanele care s-au pensionat când legea presupunea un stadiu de cotizare complet de 25, n-au nicio vină ca acum să fie penalizate de această găselniță a PSD-ului, care perturbă puțin toată filozofia asta de a-ți da pensia pe contributivitate prin punctele astea de stabilitate. Da, ele sunt, este o noutate pe care a găsit-o PSD-ul ca să acorde niște bani în plus unor categorii de persoane care au lucrat mai mult. Tot respectul meu, eu sunt omul care respectă pe cei care muncesc, ca să ne înțelegem. Deci, pentru mine, dacă un om muncește, indiferent ce a muncit, are respectul meu și toată aprecierea mea. Și totuși, valoarea acestor puncte de stabilitate date fiecărei persoane care a muncit peste 25 de ani nu poate să perturbe gândirea de a-ți da bani, mai ales în funcție de în primul rând în funcție de contributivitate. Nu poate să cântărească în pensia ta astfel încât doar simpla perioadă lungă a timpului, chiar dacă salariul tău a fost mai mic de unde și funcția poate puțin mai mică, să ajungă să ducă la dezechilibre în sensul în care cineva care a câștigat mai mult cu funcții de răspundere, care a investit în el, care a făcut formare continuă, a făcut școală, să ajungă să aibă o pensie mai mică decât cineva care, într-adevăr, a muncit mai mult, dar acesta este principalul considerent pentru care primește pensie. Ca să o rezum, dezavantajează persoanele care, fără nicio vină, au avut un stadiu de cotizare la vremea la care s-au pensionat aproape de ce astăzi se consideră a fi un element care îți dă posibilitatea să primești niște puncte în plus. Ele nu primesc, pentru că așa era legea atunci, s-au pensionat când a venit termenul și la stadiul respectiv. Dezavantajează și trebuie revenit la forma dinainte persoanele care au lucrat în grupe. Dezavantajează cu siguranță o serie de persoane care au avut niște activități care au presupus sporul cu caracter nepermanent, pentru că nici astăzi, de 2 ani de zile, eu având aceste amendamente de corectare a legislației gândite după ce am trecut de pandemie, că efectiv, fizic, vă spun, n-am avut timp să aprofundez în mijlocul pandemiei, eu am fost doar în 2020, în perioada pandemiei, modificările la pensie, dar le știam și le-am promis pensionarilor, m-am ținut de cuvânt. No. Cum am ajuns în Parlament, am propus valorificarea sporurilor cu caracter nepermanent până la ultima zi, astăzi se valorifică la an. Au ținut vorba colegului meu ca o tactică incredibilă. Eu de asta vă spun, dacă nu facem o schimbare cu aceste partide care nu vor binele oamenilor, parcă îmi fac mie rău sau domnului senator ținând o lege blocată în sertar, fac rău oamenilor. De 2 ani de zile și mai bine am alergat pe la toate comisiile ca să valorifice sporurile cu caracter nepermanent, n-au trecut legea mea, au băgat principiul în lege exact cum am spus, dar nu-l aplică. S-a făcut o recalculare fără ca omului să-i se ia în considerare toate veniturile lui, inclusiv acestea cu caracter nepermanent, pentru că n-au fost muncitori, n-au fost conștiincioși, n-au fost corecți să proceseze toate informațiile, deși și-au angajat vreo 1000 de oameni în plus la casele de pensii. De 2 ani de zile sunt aceste 1000 în plus la personalul casei de pensii, chipurile să ia adeverințele pentru sporurile nepermanente și tot n-au terminat. O scurtă, a trecut deja de Senat, USR a făcut o inițiativă prin care reintroducem aceste sporuri. În momentul de față, inițiativa se află la Camera Deputaților. A fost o întreagă discuție apropo de noua lege a pensiilor, ce se întâmplă cu veniturile pensionarilor militari. Haideți să vă spun, așa cum spunea colega Violeta, PSD și PNL sunt țepari. Practic pot folosi cuvântul ăsta pentru că au venit în fața cetățenilor, s-au bătut cu cărămida în piept, noi trebuie să corelăm solda cu pensia pensionarilor din armată. Toți au votat la Camera Deputaților, câțiva colegi de la USR s-au abținut. În momentul în care au ajuns în Senat, noi am dezbătut, cred că 2 ore, în grupul parlamentar, cum este mai bine și cum este corect pentru acei militari care au fost în teatrele de operațiuni și care, într-adevăr,
trebuie să le să reducem aceste inechități care au apărut, așa cum povesteam, în sistemul public de pensii și în pensiile militare și în sistemul militarilor sunt destul de multe inechități. Colegii mei de specialitate au spus, da, legea trebuie să o aplicăm, doar că această lege nu o să poată fi aplicată pentru că sunt încălcate procedurile parlamentare. Nu, acea lege nu are o fișă fiscală, acea lege nu a intrat în comisia de muncă, acea lege nu a intrat în comisia juridică, ci doar în comisia de apărare. Au lăsat atât de multe vulnerabilități acestei legi ca să o conteste toate legile care nu, de genul ăsta, care nu au o fișă fiscală, DNA-ul nostru al pădurilor și așa mai departe, și cineva o contestă la Curtea Constituțională, acea lege se reîntoarce în Parlament. Pică, ei asta au făcut exact. Da, o fac cu premeditare, știu că dacă avocatul poporului sau altcineva o conteste, legea se întoarce. Păi avocatul poporului este o PSD. Deci exact cum a venit domnul Ciolacu în Parlament, în grupurile reunite și a spus, gata cu șmecheria. Trebuie să strângem cureaua, trebuie să micșorăm aparatul de stat. Și imediat după aceea a mărit aparatul de stat cu 250.000 de sinecuri. Același lucru au spus militarii, le-au păcălit, le-au dat țeapă cu subiect și predicat. Și PNL și PSD le-au dat țeapă. O să corelăm pensiile militare de solde, o să rezolvăm acele inechități, dar au făcut în așa fel încât acea lege să nu devină niciodată lege. Da. Dacă îmi permiteți o completare pe scurt, dacă mai avem timp pe acest subiect, foarte pe în completarea domnului senator, care este unul dintre cei mai activi și serioși oameni care se apleacă asupra subiectelor și cu aplicabilitate în Prahova, dar și la nivel național, aș spune așa. În primul rând vreau să-mi termin ideea de adineauri. Pensia din sistemul public trebuie calculată diferit de ceea ce propune PSD ca să putem să avem cu adevărat reflectarea contribuțiilor în valoarea ei. Suntem pregătiți? Vă spun direct, suntem pregătiți să facem ce este corect pentru pensionari și pentru oamenii care au muncit și care se apropie de pensie. Sunt modele în alte țări care reflectă mai bine munca acestor persoane și care fac ca pensia să nu reprezinte un șoc pentru cine în ultimii ani ai vieții a avut un anumit nivel salarial pentru că a ajuns la maturitate profesională și care se trezește cu această lege, cu un sistem de calcul, cum vă spuneam, care nu va duce niciodată la reflectarea reală, are diversi indicatori care n-au legătură cu ceea ce eu am contribuit, suferă un șoc ca pensia să fie 15% din cât am... Dumneavoastră, ați putea să vă descurcați după ce ați avut... În fine, gospodă... Un venit de 8.000 de lei să te trezești cu o pensie de 3.000 de lei, e clar că n-ai cum să supraviețuiești. Știu oameni care s-au îmbolnăvit, au intrat în panică, că nu știau cu ce să-și mai acolo. Revenind, cum spuneam, în completarea domnului senator Oprinoiu și a comentariilor dânsului despre pensiile militare. Așa este. În cazul acesta PNL-ul, dar și PSD-ul face la fel. Tactica lor este... Mă fac că fac treabă și dumneavoastră sunteți de vină. Avocatul popor, alții, domne, eu am vrut, dar dumneavoastră m-ați blocat, dar eu am vrut, vedeți? Aia nu e treabă serioasă ce au făcut-o în ceea ce privește acest proiect de amendare a modului de indexare a pensiilor, ca să ne înțeleagă cei care ne urmăresc. Ei au făcut în vara anului trecut, în pachetul ăla de legi pentru pensiile speciale și fac o paranteză pentru cei care ne urmăresc. Nu, noi nu amestecăm pensiile sistemului de apărare cu celelalte pensii speciale. Și știm acest lucru și respectăm haina militară și pe cei care lucrează în sistemul de apărare. Trebuie și sunt necesare niște corelări acolo ca să reflecte principiul contributivității și ca să-i respecte pe cei care sunt de carieră și nu pe asimilați care au venit din diverse... Știm asta foarte bine, dar nu amestecăm pensiile militare cu cele ale celor care au de fapt două bucăți în pensie. Una pe contributivitate și una pe legi speciale și din bugetul de stat. Cei din sistemul de apărare au o singură bucată, mă scuzați de limbaj, dar să ne înțeleagă cei care urmăresc și care într-adevăr trebuie să reflecte mai bine principiul contributivității. În vara anului trecut, în contextul PNRR-ului care le cerea PNRR făcut de USR să facă o reformă a pensiilor din categoria cu ghilimele pensii speciale, amestecându-le cei de la guvernare și pe acestea în subiect, au schimbat inclusiv modul de indexare, au explicat. Ce s-a întâmplat în acești ani?
mai ales în ultimii trei ani, a fost un haos în sistem. În 2021 nu s-au indexat deloc. În 2022 au venit cu o indexare, pensiile militare până în 2000 de RON se indexează cu 10%, ce este peste 2000 de... Deci dacă nu i-au zăpăcit pe oamenii ăștia, ei, că și PSD-ul și PNL-ul de-a lungul anilor cu sistemele de indexare, încât jur că eu dacă aș fi pensionar militar, eu n-aș mai pune ștampila pe niciunul dintre ei. Deci de-a lungul anilor, vă spun că am istoricul modului în care s-au comportat cu ei, a fost un haos. Inclusiv nu le-au mai dat nici măcar rata inflației. Ce au făcut acum? Au venit PNL-ul fără, deși sunt la guvernare și ar fi trebuit să consulte, dacă tot vroiau să treacă legea, că atunci când au ei un interes, să vedeți ce să consultă, merge ca în brânză, trece totul. În realitate, acum PNL-ul, simțind că pierde puncte electorale, probabil Ciucă, care ca ministru nu a dat nici măcar indexarea pensiilor militare, indexarea, rețineți, da, care se dă minimal ca să poți să faci față inflației, indexarea curată a inflației. Da. Deci pe mandatul lui Ciucă, să știe militarii și cei din sistemul de apărare, nu s-au indexat pensiile deloc, ca să fie foarte clar. Atât i-a păsat de armată. La această discuție pe care el înțeleg că a avut-o cu cadrele militare în retragere și în rezervă, le-a spus, haideți că facem, rezolvăm. Că e campanie. Da. Că e campanie, da? Că de-aia vă spun, el a fost ministru de apărare, el a fost premier și n-a mișcat un deget în această privință și l-a apucat acum hărnicia cu 3 săptămâni înainte. Legea e discutabilă. Pe lângă ce foarte bine spune domnul senator, nu vorbește despre sursa financiară, după aia s-au amestecat ei în explicații că banii sunt prinși de fapt în buget, etc. Ea mai are o serie de puncte de discuție și așa cum este făcută, pare a fi, știu cum să vă spun, o chestiune pe care dacă ar fi să se aplice, o fac doar pentru acest an electoral, pentru că în realitate solda de grad, unul dintre cei doi indicatori, s-ar indexa cu rata inflației și cu solda de grad și cu solda de funcție. Solda de funcție nu s-a mai mărit, aia de grad nu s-a mai mărit de ani de zile. Ceea ce înseamnă, ca să ne urmărească și să înțeleagă cei care ne văd acum, că dacă s-ar aplica, da, are probleme. Deocamdată e sesizată, blocată prin sesizarea avocatului poporului. Dacă s-ar aplica, s-ar da acum, pentru că tocmai ce s-a mărit în primăvară, s-au mărit în primăvară soldele de grad, iar pentru pensionarul militar din sistemul de apărare de anul viitor, nemai mărindu-se, că vă spun, astea se măresc foarte rar, foarte rar, adică militarii neavând nici sindicat, neavând ieșit nici pe stradă, ei sunt ultimii când vine care beneficiază nemai mărindu-se, vor rămâne ani în viitor fără o proiecție clară a creșterii veniturilor lor. E adevărat, o să fiu foarte corectă. La mine ajung și mesaje ale celor din sistemul de apărare activi și încă nu s-a lămurit această chestiune legată de cu ce să se indexeze. De câte ori îmi crește mie salariul, să-ți crească și pensia, dumneavoastră pensionar? Sau mai bine în sistemul, de câte ori crește, de exemplu, în economie salariul, așa cum se întâmplă în sistem, de câte ori ca în sistemul public, ca să aibă tot timpul o creștere, indiferent de anul și dacă s-a mărit sau nu solda de grad cadrele militare. În fine, și exprimarea asta cu și sau, da? Astea sunt niște exprimări neserioase când vrei să le crești, după să le indexezi pensiile. După care te poți, în funcție de cum bate te învârți, după cum poți alege ori și ori sau. Asta vă spun. Da. Sigur, mai e și chestiunea și cu asta închei. E o prevedere acolo care nu stă în picioare, având în vedere că la fosta recalculare de acum câțiva ani a lor, a celor din sistemul de apărare, cred că a durat vreo 2 ani până când să... Acum în acest proiect spune că în 30 de zile se face, ceea ce pare nerealist, dar una peste alta treabă neserios făcută, electoral, populist și necântărită suficient. Astea sunt cele mai mari frustrări în momentul în care văd că cei din PSD și PNL practic vor să păcălească electoratul. Și luăm un exemplu foarte elocvent și foarte simplu. În Camera Deputaților s-a creat o comisie la cererea PNL de a ancheta cazul Nordis. Știm românii țepuiți. PNL a venit cu această inițiativă, dar tot PNL a votat ca această comisie să fie condusă de PSD.
Da, e ilogic. PSD-ul care, să spunem, prin legăturile cu familia Vicol, este clar asociată cu... Faptul că se fac... Am putea spune că e un conflict de interese, mă scuzați, că ei sunt și la capăt de la ei se fac, că fac ceva, creează frustrări. Adică, mă, oare toți românii sunt proști? Toți nu putem să vedem realitatea? Da. Există o mare problemă și cu asta ne apropiem de finalul emisiunii, legea salarizării unice. Iarăși un proiect care este fluturat așa din când în când, însă nimeni nu are curaj, să zic așa, să ia taurul de coarne și să spună ok, începând există un T0 și reformăm tot ce înseamnă sistemul public, funcționari în diverse domenii, astfel încât să existe acea echitate. Pentru că sunt acum angajați la stat care sunt plătiți diferit, deși au aceeași fișa postului, au aceeași vechime muncă și așa mai departe. Și se ajunge iar la aceea frustrare în care, băi, stai puțin, eu dacă lucrez la primărie și îndeplinesc anumite sarcini, de ce să am un salariu mai mic decât cel care lucrează, nu știu, în minister sau cel din minister față de cel de la guvern și așa mai departe? Cum vedeți chestiunea asta? Păi, lucrurile sunt simple. USR a făcut cel mai mare proiect de țară pe care l-a avut România în perioada post-decembristă și vorbim de PNRR. În acest plan național de redresare și reziliență sunt foarte multe jaloane. Foarte multe. Aceste jaloane sunt reforme în diverse domenii, reforme în sistemul silvic, în care noi am pus acolo, avem nevoie de o lege care pentru secolul 21 de a gestiona managementul silvic. Avem nevoie de legislație în domeniul muncii și avem nevoie de o lege unitară a salarizării în domeniul public și așa mai departe. Din păcate, tot acest program, acest PNRR, a fost făcut, nu mă gândesc ce cuvânt să folosesc astfel încât să nu jignesc, sunt atât de multe jaloane rămase în urmă, sunt atât de mulți bani pe care noi românii i-am pierdut, încât nu poți dacă cunoști detaliile să nu fii indignat, să nu fii supărat. Pentru că în stilul pur românesc o să ne trezim anul viitor că avem jalone punctat în domeniul civic pentru că PSD nu dorește blochează legea. Nu avem un sistem, o lege care să reglementeze salarizarea în sistemul public. Nu avem reformă în managementul deșeurilor. Nu avem. Și atunci le vor face pe repede înainte. Spre bucuria noastră, cei din Comisia Europeană sunt oameni deștepți și nu sunt atât de ușor de păcălit pe cât consideră Ciolacu că poate să o facă în momentul de față. După noi potopul. Tot acest an a fost atât de dezastros din punct de vedere economic, au aruncat cu banii. Luni am avut în Comisia pentru Mediu o ordonanță de urgență prin care măresc nivelul de datorie al României de la 51,5% la 53%, pentru că s-au împrumutat încât trei generații viitoare nu vor reuși să plătească. Și ca să-ți răspund la întrebare, da, acest guvern, PNL-PSD, nu a fost în stare să bifeze aceste jaloane, să facă această lege unitară a salarizării din domeniul public, pentru că ori nu sunt în stare, ori au rea credință. Nu știu, probabil da. Cam în două. Aș putea să vă răspund pe scurt în completarea domnului senator Oprinoiu, care bine spunea că poza cea mai bună a cât de leneși sunt este să te uiți câte jaloane trebuiau făcute și câte au mai rămas. N-au făcut nimic, vă spun. În prima parte au făcut niște hârtii, strategii, așa, ca să le împingă repede la comisie și au rămas niște lucruri pe care trebuiau să le facă așezat, serios, nu superficial, pe ultima sută de metri. USR este pentru indicator de performanță în administrație pentru stabilirea salarizării. Este un alt motiv. Și probabil că dacă ne întâlnim și dați și alte subiecte, o să vedeți compatibilitatea între mine și ceea ce am făcut în viață și modul de lucru al USR-ului. Noi suntem, echipa USR este pentru performanță și doar pe performanță se plătesc salariile în sistemul public. Nu poate fi toată lumea bună, ca să ne înțelegem. Da? Noi trei
nu putem fi excepțional la fel de buni, da? La fel de bun fiecare. Da. Acesta este principiul de la care plecăm. Ca să te pot motiva, sau haide să mă dau pe mine exemplu, să nu sugerez nimic. Dacă eu sunt mai slabă decât dumneavoastră, ca să mă motivez să fiu mai bună, trebuie să faci diferența și să-mi arăți ce pot să câștig dacă îmi dau mai mult silința. Ăsta este un lucru care vreau să se rețină. Acum, vis-a-vis de ce ați întrebat dumneavoastră, sunt niște chestiuni de clarificat. Eu și USR suntem pentru, ca personalul administrativ, tot ce înseamnă șefă de resurse umane, șefa de la achiziții și, mă rog, personalul din subordine, tot ce înseamnă aparat executiv trebuie să aibă același nivel de salarizare, hai să zicem, în toată administrația centrală și imediat mă mut și la administrația locală. N-am de ce să lucrez în departamentul de achiziții publice, pot să-ți dau un spor, un bonus odată la nu știu când, că la noi asta cu performanța să înțelege că ți le dau lună de lună. Asta e un alt principiu. Eu nu pot să fiu excepțional în fiecare lună. Nu există așa ceva. Performanța înseamnă și sporul de performanță ți-l dau după o perioadă când evaluez și este cu caracter excepțional, nu e parte din salariul la noi, de fapt, ca să arăți, uite ce sărmani, ce salarii mici au administrație. Își țin salariile mici și acolo bagă fiecare, ceva ce de fapt este lună, da. Nu, e de o completare la salariu, mai bine să fim corecți. Băgăm în salariu și de acolo facem performanță, v-am spus, care are un caracter excepțional și ți-l dau din când în când. Deci, personalul executiv, administrativ, trebuie să aibă aceeași grilă de salarizare, indiferent de ce, nu se mai văd, mișcările astea sunt continue. Dacă îți vine un ministru care are trecere pe la premier și pe la așa și mai modifică acolo salarizarea, gata, am plecat cu el, mă duc la ministerul unde este șeful, că să înțelege mai bine și după aia când o termina mă întorc la una. Nu există așa ceva. Nu există să ai această zăpăceală în administrație funcție de cine e prim-ministru și să înțelege mai bine cu cine. Sunt niște diferențe, să știți. Sunt niște diferențe între administrația centrală și cea locală, dar ele trebuie întărite și vă asigur că vom face o treabă serioasă și cei care mă cunosc, eu sunt un om care a lucrat cu Asociația Orașelor, Comunelor, cu directorii economici din Asociația Directorilor Economici din structurile administrației locale, cu Asociația Consiliilor Județene, oamenii ăștia mă știu, nimic din ceea ce am făcut nu am făcut fără să mă consult cu ei. Sunt niște diferențe pe care le vom discuta între nivelul de... Nu discutăm de pilăraie, că ei au dreptate săraci să spună, bine doamne, eu muncesc de-mi ia sufletul și acolo cineva care e, nu știu ce, pilă, verișor, așa e pus, așa și așa nu face nimic și eu în rup spatele aici muncesc, mie vine omul direct, că vine la primărie, pe mine mă încarcă, așa este. Dar una este discuția de pilăraie politică și aici avem soluții, transparență, toate CV-urile, toate concursurile la liber, să știe tot omul, să știe, nu știu, vreau să fac inclusiv live, să se facem concurs pentru funcția de director cheie dintr-un minister. Care este problema? Care este rușinea să te urmărească o țară întreagă? E mai complicat cu transparența. Și alta este diferența de atribuții. Sunt niște diferențe cu siguranță de nivel nu putem... între politicile publice naționale absolut, și cele locale, ca egal. Să fim corecți. Asta, dar ne vom consulta clar. Și da, vom găsi soluții corecte pentru oameni. Eu am lucrat 23 de ani într-o multinațională. Trebuie doar să luăm principiile din privat. Model de bună practică, exact, nu? Asta timp cât o multinațională performează pe o piață liberă. Exact, performanța trebuie apreciată și noi aveam un sistem foarte clar, foarte bine definit, prin care aveam excepțional, să spun în română, ca să înțeleagă, excepțional, bine și aproape bine. Și ca să ajungi, creșterea anuală de salariu se baza pe aceste calificative, în fiecare de-a lungul anului trebuia să dai și să primești feedback, în momentul care era... Inclusiv de la clienți, inclusiv cred că aveți de la clienți, feedback, efectiv, ceea ce noi nu avem în filosofia, da. Adică noi trei putem să fim mulțumiți de noi, dar dacă cetățeanul contribuabilul nu este... Îi dai un serviciu, are numai plânge despre... Îi creezi un plan de îmbunătățire și încerci să-l ajuți și încerci să-l trăinezi și încerci să ajuți acel om astfel încât să treacă de la aproape bine la bine, de la bine la excelent, să încurajezi performanța. Adică principiile
Sunt, există, trebuie doar să le aplicăm. Diferența între multinațională și stat, să știți că o fac și acele pile de care vorbea doamna Alexandru, că atunci când posturi cheie sunt numiți pe criterii politice, da, tot felul de nepoți, verișori, că tot vorbeam, da, de Ciolacu, da, lucrurile... Este caracteristic partidelor mainstream de stat. Ele sunt în acest moment și PSD-ul și PNL-ul dependente de pe cine au pus în sistemul public, pe principiu că e mai ușor de adunat voturi, că fiecare are un alt membru al familiei, este caracteristic partidelor. Este dureros să vedem că aparatul de stat este căpușat de aceste pile. Și jignitor și, pentru cine, da, e serios, și, adică dumneavoastră pe mine mă demotivez dacă mi-aduc niște politici. Dumneavoastră știți cazul meu cu investigația în domeniul deșeurilor, în care comisarul Gărzii, în loc să protejeze cetățenii, protejau infractorii, și modele de genul ăsta găsim, cazuri de genul ăsta găsim peste tot. Este dureros să vedem că autoritățile statului nu protejează cetățeanul, sunt confiscate politic, efectiv. Da. Da. Bun. Doamna Alexandru, domnule Oprinoiu, vă mulțumesc pentru participare. Am ajuns noi, la finalul emisiunii și vă doresc succes în alegeri, așa cum fac cu toți invitații mei. O seară bună, la revedere!